proteste în spitale, guvernul reacționez, managerii se arate ce sunt manageri. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni, după întâlnirea cu ministrul Eugen Teodorovici, că plafonul sporurilor va rămâne la 30. Este rândul managerilor să arate ce sunt manageri. O mare parte din probleme le-am rezolvat. Da, am văzut. Am rugat managerul de acolo să mi trimit o evaluare a situației. Încă de aseară dânsul mi-a trimis câteva aspecte. Eu sper că vom putea să rezolvăm mai problema de la Craiova. Noi, ca Minister al Sănătății, aplicăm legea, care spune ce trebuie să ne încadrăm într-un procent de spor. Problemele au apărut între principalii ordonatori de credite, respectiv spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și spitalele din subordinea administrației publice locale. Împreună cu domnul Teodorovici am avut mai multe discuții, nu neapărat pe tema salariilor. Unul din punctele discuției noastre a fost legat de acei rezideni. Încercăm să rezolvăm problema acestora. Bugetul este foarte clar. Avem majorările salariale și încadrarea în 30 sporuri. Se rămân. Este rândul managerilor să fie manageri, îmi asum ceea ce spun. Am verificat activitatea câtorva spitale din capital. Este inadmisibil ca un spital, în ultimele 5 luni, să nu fac contract cu Casa de Asiguri de Sănătate. Deci să nu ia sumele la care are dreptul. Eu ne întreb, cum au cumpărat materiale sanitare și alte materiale necesare activității, a spus Sorina Pintea, la sediul Ministerului Finanțelor.